Suntem în comuna Lazuri, o comună aproape de satul mare. De ce am venit aici? Pentru că suntem interesați de ce se întâmplă cu comunitățile din apropierea Sătmarului. Nu numai chiar din apropiere, și din cele mai depărtate. Dar acum, Incursiune în Cotidian face o incursiune în comuna Lazuri. Aici, bineînțeles că am încercat să descoperim comuna cu ajutorul domnului primar, domnul Ele Cantal, cel care de 2 ani jumătate a preluat frâiele acestei comune și, din câte am înțeles, din ce am discutat în stânga și în dreapta, pe la casele oamenilor, sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă aici. Vom discuta cu dânsul și despre trecut și despre prezent și despre viitor. Până atunci să facem cunoștință cu domnul Antal Elec. Vă doresc tuturor bună ziua. Mă numesc Beira Chantal, mă prezint și eu. Beira Chantal Elec, sunt primar al comunei Lazuri de acum 2 ani jumate la alegerile din 2020, septembrie. Bine, înainte de 2020 septembrie eram viceprimar al comunei, deci nu am intrat așa, cum se spune, din stradă, da, direct, și am intrat făcând primele clase administrației publice, care în primul mandat de viceprimar înseamnă că au plăcut și mie lucrul respectiv, iar și la, văd că și pentru locuitor a fost bine ceea ce am făcut ca viceprimar. Vreau să, după ce v-ați prezentat, vreau să vedem ceva din istoricul comunei. Ce știți despre cum a apărut comuna, cum se dezvoltă în prezent și, bineînțeles, mai târziu despre viitor. Comuna Lazuri, să știți că nu e sigur că știe toată lumea, are un istoric foarte mare, undeva se datează din 1200, anii 1200. Groful Lazarus a fost care a trecut prin Lazuri și el a pus primele temelii a comunei, a satului Lazuri. De acolo și denumirea. De acolo și denumirea. Bine, aici fac o paranteză și încep să vorbesc și despre satul Peleș, aparținător Lazurului, unde, spre marea mândrie al meu, a trecut Petre Fișandor și a scris și o poezie. Destul, da, de renumită. Câte sate sunt în comuna Lazuri? 6 sate, inclusiv și Lazurul. Și aveți un areal destul de bogat, puteți să faceți față la toate provocările care sunt din toate părțile. Bănuiesc că fiecare vrea să tragă pe partea lui. Da. Este o comună foarte aparte. Nici mie nu venea să cred când am ajuns viceprimar. Fiecare sat este aparte, fiecare are personalitatea lui, care, dacă nu știi, atunci omul greșește foarte mult. Deci trebuie să știu când intru în berg, cu cum și cu cine trebuie să stau de vorbă și cum trebuie să abordez toate treburile, dar în Peleș este total invers. Ne mai discutăm de Lazul, unde am crescut și unde m-am născut de acum 5-7 de ani. Eu numai în Lazuri am trăit tot timpul și aici este tot altceva. Aici este deja suburbia orașului, care se dezvoltă, mai ales în ultimii 15 ani, cred că peste posibilitățile comunei și financiare a comunei. Am văzut că foarte mulți rezidenți sunt aici. Au casele aici și, de fapt, trăiesc în satul mare? Nu, au case aici și trăiesc aici. Da. Deci Lazuri, spre bucuria mea, este satul unde nu sunt nici 5% plecați în afara țării la lucru. Deci trăiesc în Lazuri. Asta pentru primar este bine. E super. Este bine pentru primar, dar să știți că fiecare se prezintă, sau mulți dintre ei în fiecare dimineață se prezintă la ușa primarului. Cu diferite cereri. Cu diferite probleme care trebuie să soluționez sau să rezolv cât se poate de legal și cât se poate de repede. Că fiecare problema lui este cea mai urgentă problemă. Da, în ultimul timp și la Parlament se prezintă oameni la poartă și fac scandal. Glumesc acum. Eu zic că asta este normal, ce se întâmplă la primărie Lazuri, și pe mine câteodată mă deranjează, dar eu încerc și după masă acasă să lucrez sau să primesc oameni acasă la mine. Să știți. Deci continuu mai departe după masă. Nu pot să închizi ușa aici, că n-ai timp pentru cetățean. În perioada cât ați fost viceprimar, aveați totuși un cuvânt de spus, nu erați doar cu numele viceprimar.
puteți dezvolta acest subiect. Să spun ceva despre viceprimarul da. Actual? Nu, despre dumneavoastră, când ați fost dumneavoastră viceprimar. I-am mai spus mai înainte că când eram viceprimar, eu am considerat lucrul de viceprimar nu o lansare spre a fi primar, ci mai degrabă o școală care trebuie terminat. Să știți că administrație publică nu înseamnă numai de a face trotuare și a face drumuri asfaltate. Deci administrație publică este un lucru care nu se vede. Da, o să ne ocupăm mai târziu pe rând de învățământ, de educație, de partea sanitară care este, dar acum să revenim în trecut și de la 1200 încoace, bănuiesc că 1000 de ani se vor serba cu dumneavoastră primar, nu? Adică peste 100 și ceva de ani, glumesc. Eu consider și iau să zic cu voce tare, după mine, un primar după 12 ani începe să se plafonează. Da, și ar trebui o rotație făcută. Eu asta zic și acum zic aici în fața camerelor de luat vedere. Eu zic că da, și omul peste 65 de ani mai degrabă se plafonează, că la primărie trebuie un om întreg. Da, și cel puțin unul. Deci militați pentru schimbare în general și eu vorbesc un suflu mea, nou totdeauna este tot bun. Trebuie un suflu nou. Dar în schimb, un primar după 8 ani poate să facă ceea ce au conceput, iar ceea ce vrea să realizeze. Proiectele de obicei după 4-5 ani începe să implementeze. Dumneavoastră aveți 2 ani jumate. Care sunt proiectele pe care le-ați început după ce ați preluat mandatul? Proiecte sunt destul de multe la număr. Am început cu canalizare pe Poim, în cele 3 sate unde nu există canalizare, Noroien, Nisipen, Bercu. Totodată am depus și pentru Angheselin proiect care am și câștigat finanțare, de fapt, pentru satul Peleș. În Lazur a existat canalizare când am preluat eu primărie comunei Lazur, în proporție de 70%. Și aici exact intervine cartierele noi, noi așa numim cartierele noi, cartierele de la intrare din comună, care de fapt au fost lăsați la proiectul din 2015 Poimului, fără canalizare. Deci acum, nu aveau trebuie. Acum facem și ala. Eu zic că eu sper că la sfârșitul mandatului meu, în 2024, pot să zic că Lazurul este executat lucrările de canalizare în proporție de 100%. Eu zic că iar mai repede un pic. Canalizarea este strâns legată și de aducțiunea de apă. Aveți? Păi asta n-am spus, asta domnul primar care era înaintea mea o terminat în proporție de 100%. Da, deci a fost din fericire o terminat în proporție de 100%. Deci acolo n-am avut de lucru, dar fără apă nu se poate face canalizare. Da, asta este. Dar în schimb, fără canalizare nici nu pot să fac străzi asfaltate. Asta a fost prima idee a mea când am intrat în primărie, să nu mai văd drumuri sau străzi laterale vicinale cu noroi. Deci Macadam. Deci e foarte urât arată când vine un copil la școală și e plin cu noroi pantofii. Sau merge omul la biserică și când intră în biserică e plin pantofii cu noroi. Trebuie să schimbe încălțămintea. Cam asta s-a făcut de acum 40 de ani, dar i-am zis să ieșim din impasul ăsta. Și asta s-a început încă când eram viceprimar. Deci acolo am forțat nota și în proporție de 90%, eu zic chiar peste 90%, toate drumurile vicinale vor fi asfaltate. Sunt deja în proporție de 85% asfaltate. În ce timp, în ce marjă de timp sperați să fie 90%? Sper că 95%, eu zic anul viitor. Anul viitor, deci în 2024, după alegeri, va fi ca și nou. Deci eu am zis că aici am o durere foarte mare, nu știu ce la București, nu ne place cum arătăm sau nu știu unde e Lazurul, nici la ora asta. Toate proiectele și înainte și acum care sură despre asfaltarea străzilor nu au fost eligibile. Care au fost vina? Nu știm și apoi am hotărât cu fostul primar care a fost aici ca să începem noi pe fonduri proprii. Deci aproape toate fondurile care avem, aproape toate, cheltuim pentru a face drumuri. Deci din fonduri proprii am făcut ce am făcut. Alte construcții care depind de primărie ați mai început, ați inițiat? Sigur. Păi în primul rând unde ați intrat, clădirea primăriei a fost reabilitată anul trecut în proporție de 100%. Da, eu nici n-am cunoscut-o așa. Deci, e adevărat că n-am fost de vreo 10-15 ani pe aici, dar... A fost izolat termic, e o clădire de peste 50 de ani.
a trebuit făcut ca să corespunde anului 2023. Uh-huh. Să se adapteze la noile tehnologii și noi de... Și în afară de asfaltări de drumuri și a executat trotuare, cam eu în fiecare an am preconizat și realizez împotriva inflației, care totuși toată lumea uită că totuși în mandatul ăsta am prins COVID-ul, care da. COVID-19, care totuși nu era afectat, orice. Am uitat de el, că ce au fost în 2020-2021. Peste el a venit războiul din Ucraina, care eu am trei hotare în Comuna Lazur. Da, da, și aveți deci am graniță și cu Ucraina. Uh-huh. Refugiații din Ucraina am primit aici cu căldură, am dat loc de cazare, uh-huh, pe cât am primit. Și la treilea vine criza economică, care simțim la asfaltare, la executarea trotuarelor, dar eu încerc să mențin ritmul de 3 km pe an. 3 km pe an? Este din fonduri ritm... proprii. Ok. Chiar, deci, orice se întâmplă, eu asta încerc să mențin. E penultimul an din mandatul meu. Mm-hmm. Eu sper că la sfârșitul mandatului pot să zic că peste 90% sunt realizate și numai în drumuri pietruite. Făcând o paranteză acum, revenim la construcții, ce v-a determinat să intrați în politică? Asta m-a întrebat mulți. Cine mă cunoaște mai de mult. Eu vă spun ce m-a determinat. După 50 de ani, copiii au plecat de acasă, eu am considerat că am o datorie față de cetățenii acestei comune. Așa am simțit. Uh-huh. Eu pentru asta fac. Și pentru asta vin în fiecare zi la lucru. Ați simțit asta și în perioada când nu erați în administrație? Nu. Dar odată a venit o cerere din partea locuitorilor că ar fi bine să încerc. Înseamnă că v-a văzut om gospodar cu realizări pe plan propriu, ca să poți să zici, domne, dacă omul ăsta a avut grijă de el și acum este ok, înseamnă că poate să-și permită să administreze și o colectivitate mai mare și din ce în ce mai mare până la Comuna Lazuri. Și Comuna Lazuri la ora asta are peste 6.000 de locuitori. Uh-huh. Și cu domiciliu stabil în Lazuri, eu zic că să depășim 7.000 deja. Da? Sunteți pe cale să depășiți 7.000. Bine, cei care au buletin de Lazuri sau nu au buletin de Lazuri. Deci, mm-hmm, sunt. Bine, e vorba de locuitori, cei care locuiesc aici, poate nu toată lumea. Cei care locuiesc am depășit 7.000. 7.000 ați depășit. Am depășit. Cei care locuiesc în comună. Să revenim la construcții. Deci ați spus de infrastructură, ați spus de canalizare. Tot infrastructură și canalizare. Infrastructură este primul. Da. Și pe la adică pentru ce am pornit eu pentru primărie și pentru viitorul copiilor care sunt aici, să nu mai pleacă din Lazuri, să aibă locuri de muncă, să stăie cu drag în Lazuri, să rămână în sat, acasă, și așa observ că rămân foarte mulți acasă, din fericire, ca să aibă un sat unde se poate locui, se poate respira. Pentru tineret este necesară, pe lângă locuri de muncă, sunt necesare și un fel de distracție, sau pentru asta se duc la Satu Mare? Au și posibilitatea Satu aici? Mare este, eu zic, din păcate, foarte aproape de Lazuri. Și atrage practic, în zona aceea. Practic 500 de metri avem noi între cele localități, dar în realitate este 7 km, dar nici ala nu este distanță. Uh-huh. Dar eu pentru tineret încerc să pregătesc sala de sport, care eu zic că peste 4 luni va fi terminat. Mm-hmm. Deci am trecut pe lângă ea, acum probabil o să mergem să facem și câteva cadre de acolo, o să ne ajute Robi, cel care stă în spatele acestui aparat de filmat, să vedem și această sală de sport în devenire. Încă fundațiile se fac, dar constructorul a promis că în 4 luni termină. Da, în 4 luni sunt din cu zidărie, cu clădire sau doar cu zidărie, cu tip cort? Nu e tip cort. Nici tip cort. Da, am înțeles. Astea modernele, acestea moderne de sport modern, da. Modern. Uh-huh. Multifuncționale. Proiecte făcute. Și prin ei am câștigat de acum 2 ani proiectul respectiv. 2 ani au derulat până ce am terminat cu actele necesare pentru a începe lucrarea. În domeniul învățământului, câte școli sunt, dacă sunt în toate satele?
Nu sunt în toate sate, din păcate, aici este o durere, dar în mandatul meu nu s-a desfințat nici într-o structură, nici o structură școlară. Sperăm că nici nu se va desfința. Aici intervine altă durere de suflet al meu. Noi am reușit în mandatul trecut să noi, echipa de conducere, să reabilităm toate structurile școlare, în afară de vreo doi care acum după 2020 am reabilitat. Deci toată structura școlară este pusă la punct. Clase 1-4, clase 5-8. Deci aici 8. Am altă mândrie la școală. Anul ăsta eu sper că reușesc să pornim creșă. Și să fie și creșă pentru preșcolari. Da, și în toate patru structuri am grădină cu program prelungit. Da, grădinițe cu program prelungit până la ora 5. Deci în 4 din 6 comune sunt... Din 6 sate. Din 6 sate, pardon. Eu am reținut și asta știu, pentru că asta așa trebuie să spun. Da, da. Deci am peste tot, dar durerea de suflet care este? Durerea de suflet este că părinții prind copilul, nu știu motivul, că și la examenul de capacitate prima dată, asta era motivul, că duc la zonă nu reușește examenul de capacitate. Am ajuns la 75-80% la examenele de capacitate. Chiar disiperul în 2 ani la rând a ajuns 100% examen de capacitate. Înseamnă că și cu 16 cadre, copii. Da, cadrele didactice ceva este. Pot fi judecate în două feluri. Ori sunt foarte larghețe, adică dau drumul prea repede la note mari, sau, din contră, au un sistem educativ foarte bine dezvoltat, astfel că au atras copiii să învețe. Chiar este o severitate de... Mă bucur să aud asta. Să știți că este o severitate destul de mare la nisipen, deci încă pot să zic că școlile de înainte de 89 este un pic... Disciplină, poate, nu disciplină. Severitate, că severitate înseamnă să... Și disciplină și severitate, fiasco. Deci democrația se termină la poarta școlii. Da, da, da. Cam așa au zis fostul director de acolo și actualul conducător a școlii, așa, conducător a școlii, așa au zis că se termină democrația la poarta școlii. Și de aici se pleacă la învățământul mediu în satul mare. Da. Și proporția de cetățeni care fac și studii superioare, cam care ar fi? E proporția undeva la 15%. Se apropie de 20%, care 15-20%. Ar fi și media, care ar fi și media. Dar, din păcate, tot cu facultate, bineînțeles, asta e viitorul lor, pleacă sau rămân în orașele mari. Da, nu se întorc înapoi. Nu știu, care domenii de activitate sunt mai dezvoltate în afară de agricultură, care bănuiesc că e baza? Prin alte durere de suflet în Lazul, nu am industrie. Nu-i deloc, absolut. Bine, asta este cazul fericit pentru populație, în sensul respectiv că nu este tranzit de circulație, nu este gălăgie, poluare. Nu este poluare deloc. Nici fonică, nici... Și să știți că am întrebat aerului. Pe foarte mulți umblând pe stradă că pentru ce, totuși pentru ce ați ales Lazul? Și răspunsul știți care a fost? Că este liniște și pace. Da. Asta faptul a fost că nu e poluare fonică. Nu e poluare foarte... fonică. No, deci acum, în viitor, totuși ar trebui să aducem industrie în comună și pentru asta e un alt dor sau un alt proiect am depus în care am pus mult suflet. Proiectul pentru introducerea gazului în comună, fiindcă Lazul nu are gaz intrus. Nu are. Și suntem foarte aproape de magistrală, dar nu contează, proiectul costă o avere cel puțin pentru comună Lazul 41 de milioane de lei. Atâta valorează proiectul care am depus pentru Anghel Saligny. Eu sper că o să primim răspuns favorabil. În partea turistică ar avea ce să vadă un turist care vine turistică, încoace? Dacă o parte din pădurea Noroien, zona în aparținerea comunei Lazul, da. Zona Trihotare, un pic din zona din Râul Tur trece prin Trihotare, Ucraina, Ungaria, România. Dar eu am fost acum vreo 2-3 ani acolo și era hățiș, era foarte greu de... Bine. Sunt, e un monumentul acela care se regăsește acolo... și la noi, și în Ucraina, și în Ungaria. Bine, dar în Ungaria acolo... era foarte bine aranjat, foarte bine pus. În Ucraina am înțeles că e mai bine decât la noi, dar la noi e un hățiș. Nu vreau se poate să plâng, dar totuși cu asta pierdem timpul, nu pierdem în ghirimele, discutăm, da. Pierdem să însușim terenuri pentru comuna Lazul. Am trezit cu niciun teren agricol nu este însușit.
Dar ce nu este însușit, nu poți face nici măcar proiecte. Deci fiecare două ședințe de Consiliu, chiar și astăzi am ședințe de Consiliu. E vorba de întabulare sau de ce? Nu a fost întabulată, nu a fost însușită. Da, da, da. Deci, și acum apar ca și cum ar fi... Al nostru, a comunei. Acum este al Deci la fiecare doilea ședință de Consiliu am însușiri de proprietăți care însușesc comunei. Inclusiv sala de sport unde facem acum a fost însușit terenul. Alt teren nu avea Lazarul. Deci locuri de calul, locuri unde asfaltăm drumurile și acolo nu sunt însușite, nu sunt intabulate sau chiar nu sunt nici în inventarul comunei. E lucru foarte anevoiesc care populația nu știe și nu percepe că de unde trebuie să pornim un proiect. Trebuie să pornim să însușim prima dată terenul și foarte mult timp se pierde aici și foarte mulți nervi se fac de aici, că chiar când, când apucăm să implementăm deja proiectul, chiar că este turat cu totul. În orice sat, orice comună din țară există câte un fost mare om care a ajuns într-un anumit domeniu, a ridicat un fiu al satului mai deosebit. Puteți să ne spuneți câte ceva despre fiii care au, satului care au plecat din comuna Lazuri? Domnul episcop reformat, da, Ciurii István. Ciurii István, nu era legat de Agriș? Nu. Nu, că am văzut acolo... Știu istoria, da. Dar a fost domnul primar Bondici. Uh-huh. Acolo am avut o întâlnire, nu are legătură, Ciurii István. Ciurii István aici a locuit în Lazur, aici a născut și a ajuns episcop a locului domnul Tenkeș Laszlo. Deci episcop a Craiului și a... Pe toată zona asta de nord-vest, asta, da. De vest a României. Da. Iar pot să enumer și pe domnul Toroțcoi, da? Care a fost directorul școlii din Nisipe, care a făcut un prestigiu din a fi director de școală. Pe vremuri încă erau pe fiecare structură director. Deci în Lazarul de acum 20 de ani avea 1000 de copii la școală. Și acum câți copii sunt? 500. 500? Au prefer, sunt care preferă să meargă, cu părinții. Părinții merg la lucru și îi duc la școală sau cum? Merg singur. Bine, posibil că târziu au început investițiile în școală. Uh-huh. Este foarte posibil că s-au început investițiile mai mari în ultimii 10 ani. Ca să se investească în școli, sau nici nu au fost bani, mă rog, și asta este posibil, dar investind în școală, investește în viitorul tău. Eu am început invers decât cine era înaintea mea primar, eu încep de jos să construiesc școala. Să încep să dovedesc că se poate și merită să lăsați pentru creșă, că aici nu trebuie să plătești ca în oraș, pentru că să lași copilul de la 7 dimineață până la 5 seara aici. Și după la GPP, chiar și la GPP prim copii și la 2 ani, vârsta de 2 ani jumate până ce nu aveam creșă. Și să știți că au avut grijă de el și dacă nu este plătit cineva pentru lucrul respectiv, au stat acolo și au avut grijă de ei, de copii. Până ce au venit educatoarele și după ce au plecat educatoarele. Despre sistemul sanitar din comună. Sistemul sanitar, am 3 medici de familie în comună. Și altele n-au niciun. Cele multe sunt. Eu am 3 aici, dar și aici am o dorință care vreau să realizez în comună, să reabilitez dispensarul din spatele primăriei comunei Lazur. După aceea și dispensarul din satul Bercu, cam și acolo un dispensar, să fie reabilitată, că și ei clădirile respective au 50 de ani, peste 50 Astea de ani. Sunt cam proiecte. Când credeți că vor fi anul îndeplinite? Viitor. Deja anul viitor încep lucrarea. Începeți. Și când încep vor fi lucrările. Gata? Da. Când vor fi gata, pentru un an, doi, eu sper că se termine, se implementează proiectul. Cei 3 medici de familie au dispensarul lor sau fiecare acasă? Fiecare are dispensarul lui. Are, da. Bolnavii lor. 6.000 de locuitori la 7.000 de, la 3 medici de familie, bănuiesc că este o cifră care nu este ar sigur. Putea fi îmbunătățită, da. Eu aș primi cu bucurie aici și cu brațele deschise un medic mai tânăr de familie, ca să nu sunt în departe de oraș și ar fi loc pentru încă unul. Păi, imediat apare o nouă generație de tineri absolvenți de facultăți de medicină, de farmacie și
Eu de acolo aș. Atunci nu știu pentru ce am concepția asta sau deschiderea asta față de tineri. E normal că de acolo vine energia din tineri, de la tineri vine energia. Deci școala este de fapt, nu știe, iar populația nu-i sigur că știe că o parte foarte mare din bugetul comunei pleacă către învățământ. Dar cu cea mai mare plăcere investesc în învățământ, că dacă nu investim în învățământ, în ce investim și atunci unde va fi viitorul? Activitatea sportivă? Activitatea sportivă, am două echipe de fotbal. Două? Două, da. Bercu, aparține Lazurului. A, da, Bercu și Bercu. La, da, da. Și Lazur. Și am voință Lazur. Și am o echipă de karate. Și o echipă de karate. Samuraiul. Samuraiul. Samuraiul, da. Și când o să avem sala de sport terminată, sper că o să aibă un binevenit înapoi aici, în Lazur. În urmă cu 20 de ani, poate chiar mai mult, 25 de ani, arbitram și eu și am fost și pe la Lazur, pe aici, la câteva meciuri să arbitrez. Populația era destul de interesată, veneau, se strângeau la meciuri. Ca peste tot la chiar țară. Înconjurat terenul, era și destul de corect, adică nu vedeai că... N-am auzit de bătăi pe aici, pe la Lazur sau ceva de genul acesta. Ei, nu-i locul pe teren, la terenul de fotbal. Da, într-adevăr. Este locul, pe sport știm că foarte bine sportul urmărește exact inversul bătăii și altor evenimente nedorite. Și educația sportivă a colectivului care urmăresc meciul, care urmărește meciul, este... Acum asta e foarte vast. Foarte vast. De la domnul părinte până la ultimul zilier, toți sunt acolo. Pe viitor rămâneți la fotbal și karate? Sau vă gândiți să... mă gândesc că sala de sport o să fie multifuncțională, da. Și atunci s-ar putea diversifica sporturile. Și aici fac o paranteză, încă și în curtea școlii o să facem loc acum pentru un teren de sport multifuncțional. Volei, tenis... Da. Și fetițele, nu mai băieți cu fotbalul, basket, da. Deci trebuie să facem deschidere și pentru ei să facă sport. Și am o bucurie foarte mare, am un teren cu gazon artificial la bază sportivă, la Azur. Să știți că am o bucurie foarte mare. Permanent l-ați deschis și dacă n-am lăsat deschis, tot o bătut jos la cătu. Dar da. De la ora 4 este plin până la 10 seara. Asta e o bucurie foarte mare, să știți că când vezi copii că nu se joacă pe calculator sau nu stau pe internet și de fapt ei joacă pe teren afară, pe teren de fotbal. Mi-am adus aminte, în urmă cu vreo 4-5 săptămâni, mă primam cu nepoțica pe lângă o creșă care era complet închisă și înăuntru erau tot felul de locuri de joacă pentru copii, de la tobogane, la hinte, la tot felul de chestii, de atracții de genul ăsta. Și nepoțica îmi tot spunea că vrea să meargă să se joace. N-aveam pe unde intra. Am făcut ce o nefăcută și am sărit gardul. Să o duc și pe ea. Pentru că înăuntru erau vreo 15-20 de copii care și ei au sărit gardul, că n-aveau cum să ajungă acolo. Și eu am închis în prima fază terenul de sport, dar toată după masă am avut altă distracție. Domnul primar a venit după cheie de la terenul de sport. Da, da. Și după un timp am lăsat deschis. Nu-mi pare rău. Mai bine distrug terenul, n-ar fi voie să spun așa ceva. Mai bine întrețin terenul de sport decât să copii să stăie în casă înăuntru. Nu, e bine să meargă să aibă activitate pentru că stau foarte mult pe telefoane. Pe telefoane. Deci, calculatoare. Că a fost sportiv și eu am toate... Și mai am de pregătit, să pregătim un proiect pentru drum cu bicicleta exact de la Trihotară înapoi. Acum nu m-am spus la construcții, noi am câștigat un proiect foarte mare. Da, da, vreau să vă întreb despre el. Care mie era o ambiție să câștig, să reușim să și implementăm. Dar să știți că am ajuns că luna viitoare vom lucra deja, efectiv, la proiect. Și să știți că era altă mândrie că săptămâna trecută în Hunedoara am avut o ședință de lucru cu toți care au câștigat proiecte. Spuneți despre ce e vorba în proiectul respectiv, că telespectatorii noștri nu știu și eu nu vreau să greșesc. Hai, scuzați că nu am spus și nu am prezentat. Este Conacul Covaci. Da. Un ansamblu de conace, de fapt, din care nu a fost retrocedat o parte.
și a fost folosit pentru școală ajutătoare și după la pentru școală normală. Și la Hunedoara s-a fost... Nu, la Hunedoara a fost o ședință de lucru cu MIPE, cu ministerul care este culturii. Se ocupă cu fondurile de Uniunea Europeană. Ah, da. E un minister nou la Otopen. Este. Dar să știți că au deschidere foarte mare. Și am cunoscut oameni foarte de treabă care de fapt sunt pe partea lucrului. Și nu ca să bagă bețe în roată, să nu poți lucra. Și așa am ajuns că deja am tras primii bani jos. Da, da. Suntem la primii bani primiți pentru documentații, dar sunt sume destul de mari. Conacul Covaci, trebuie să vă spun, se datează din anii 1800, începutul anului 1800, și era consilierul domnul Covaci, Șandor, era consilierul lui Seiceni, care era cel mai mare om din Ungaria, știm, sau unul dintre cei mai mari politicieni al Ungariei. Politicieni, da. Deci de aici au venit și dacă nu câștigam proiectul acum, au mai fost încercări înainte, a fost un primar, era din Nisipen și dânsul tot a depus proiectul, atunci a fost tăiat proiectul de pe listă de lista reușiților. Acum, spre mare bucuria mea, am reușit. Și acesta când va fi gata? Că gata. De început, probabil că începe imediat. În 2 ani, da? Deci în 2026... 2026, sigur, trebuie sigur să trebuie. Gata. Sigur. Bine, acum, sigur, lângă noi este război. Și nu știm încă cum se termină sau ce se face. Această presiune care apasă asupra noastră tot timpul. Ne punem planuri și dintr-o dată vezi, trebuie făcut și pentru aia ceva. Și criza economică care nu știe nimeni, să nu simtem în afară de noi și noi tot trebuie să facem ceea ce am propus să facem. Deja se simte. Eu vreau să fac ceea ce am propus, să nu las din el nici atâta. Deja se simte și în... țările mult mai dezvoltate, cel puțin SUA e speriată rău de criza asta care și că tot bate la ușă, da. No, eu sper că terminăm, că eu am legat foarte tare sentimental să reabilităm conacul respectiv, care de fapt pune Nisipenul, comuna Lazuri, pe harta turistică. Da. Și în jurul său vreau să clădesc o zonă turistică și zone turistice. Veți lega această parte de alte domenii ale turismului din județul Satu Mare, ce știu, castelul din Cărei, din Ardud. Știți de ce? Pentru că se folosește această metodă din ce în ce mai mult în țară și prinde rădăcini. Am discutat într-un timp cu primarul din Vadul Crișului, are legături foarte strânse cu Haidu Soboslo și merg turiști dintr-o parte în alta. Turiști care au 2-3 săptămâni la Haidu Soboslo vin și fac o vizită până cu autocar, până pregătiți, fac o vizită pe Vadul Crișului. Acolo au ce să le arate diverse zone care nu neapărat construcții, dar defileul este super al Crișului. Și... Dar să știți că chiar și Comuna Lazuri are ce arăta din punct de vedere turistic. De asta zic, să legați turistic de alte zone care pot bine, fi... eu aici trebuie să fac o paranteză. Lazurul este înfrățit cu un sat cu Slopnițe, localitate Slopnițe din Polonia. Din Polonia. Din Polonia și cu Balcani din Ungaria, care nu este departe, de fapt, de Haidu Soboslo. Și bineînțeles avem satele de lângă granițe care... Da, aveți relații cu ele. Foarte prietenoase și am două treceri de frontieră, da. Bercul respectiv Peleșul, care sperăm că odată intrând în spațiul Schengen, o să și vom putea folosi în fiecare zi, nu numai sâmbătă. Și castelul, conacul, pardon, am greșit, că eu tot pifugat, dar e conac. Conacul da. Din Nisipen, să știți că este unic, rază de vreo 40 de kilometri. Promit să merg să-l văd, sau putem merge acum să vedem cum arată acum și cum va arăta. Eu deja am făcut pozele cum arată și sperăm că o să apuc să văd și cum o să arate când va fi gata. Deci va fi un centru turistic obligatoriu și despre, de fapt, dosarul așa începe.
introducerea Conacului Covaci, pe ruta turistică, că tot trebuie să spun unde am dus gândurile din partea locuitorului și prima dată am crezut că de fapt este o cerere din bătaie de joc sau din prostească. Locuitorii început să ceară parcuri de joc și parcuri efectiv, spații verzi, zone verzi. Sunt multe zone în țară unde am văzut unele parcuri care nu și aveau nicicum locul, nu erau părăsite, nu venea nimeni în ele, erau la marginea satelor sau comunelor și pustii, unele chiar năpădite de plante care nu aveau nici ce căuta acolo. După 2-3 ani a început să fie o greutate pentru zona respectivă. Este un lucru și ala să întreții ceea ce ai. Da, dar eu așa fac, o să întrețin ceea ce o să fac acum, dar încerc să amenajez că în centrul Lazarului era, nu pot să descriu cum arăta, de fapt. Știm cu toții că am mai trecut pe acolo. Dar să știți că încerc să scot, eu în mijlocul vreau să scot prima dată Și ulterior vreau să scot marginea satului, dar cum am spus, am 6 sate aparținător al Lazarului și peste tot trebuie să fac. Absolut. Peste tot trebuie să fac, ca omul cine are 5 copii încă. Da, încă 5 copii, de ce? Eu tot timpul așa împart bugetul comunei, că o mână mea este a celor 5 sate din comună și o mână este a Lazarului. Cam asta este, cam așa este proporția și populația. Da, da. Doi, pe ruta turistică acum iară deviez tema de la parcuri și zone verzi. Deviez către biserici restaurate sau refăcute acum după 2020, biserica din Peleș. Biserică greco-catolică, care aproape este de 200 de ani. Așa s-a început mandatul meu cu ploaie, cu gheață, de mărimea unui ou. Și au distrus acoperișul și a grădiniței și a căminului cultural din Peleș și acoperișul bisericii și turnul bisericii. Care este repartiția populației din punct de vedere al bisericilor pe care le frecventează? Eu am toate bisericile creștine aici și fiecare sat are, aproape fiecare sat are preotul lui. Am reformat majoritar, romano-catolici, urmează locul 2, cu foarte puțină distanță, peste 2000. Sunt greco-catolici de rit maghiar. Și greco-catolici de rit românesc da. Tot aparținător domnului episcop Bizeu din Maramureș. Am în două confesiuni și am biserica ortodoxă, comunitatea ortodoxă din, din satul Lazarul, care s-a dezvoltat în ultimii 5-6 de ani, având un nou domn părinte, Mureșan Samir, pe mare bucurie, o foarte bună colaborare cu dânsul și s-a dezvoltat comunitatea respectivă, eu zic cum numesc comunitate. Da, da, normal, comunități sunt. Foarte mult și spre bine. Rămâne atunci să mergem să vedem câteva obiective. Mi-a făcut semn colegul că mai avem vreo 5 minute care să le discutăm acolo, la fața locului. Bine, eu sper că nu am uitat nimic afară de ceea ce am început. Dacă doriți, o să mai revenim peste vreo lună, două, când se mai mișcă câte plăcere. Ceva. Când oricum, vreau să vă întreb și n-am apucat despre festivalul și ce alte idei aveți în această direcție a tradiției pe care... De anul viitor sau de fapt după terminarea Conacului Covaci va trebui să organizăm 14 festivale anual conform proiectului. 14? Atâtea faceți 14, într-un an de zi? Mai mult de una pe lună. Să fie bucurie tot timpul. Asta e cel mai bine când putem împreună deci, de alții. În loc de odihnă, e o odihnă activă pentru cei care... Zilele comune anul ăsta nu s-a unde organizat, că s-a organizat pe terenul de fotbal. Terenul de fotbal este șantier de construcție acum și este chiar îngrădit, nici nu-i voie să intrăm prea mult. În ce perioadă era? La începutul lunii iunie tot timpul. Da, și anul acesta o să zicem pas, pentru că anul viitor va fi mult mai frumos. Eu nu prea zic, eu tot timpul mă bucur când sunt în
cu comunitatea împreună. Dar eu toată ziua sunt cu comunitatea, că eu cât timp am liber, sunt pe stradă, afară. Uh-huh. Acolo îmi place. Eu ceea ce n-am vorbit și am uitat afară, de fapt, este ceea ce sunt mândru. Este iluminatul public care am reușit să refac toate și am câștigat un proiect în sensul ăsta de acum 2 ani la Ministerul Mediului AFM, care am și implementat. Uh-huh. Deci în proporție de 100%? 100%, da. Pe satul Lazur și pe celelalte? Și pe celelalte, mai puțin Peleș Pelișorul, de acolo am cumpărat din fonduri proprii și uh-huh. sunt montate uh-huh. deja. Deci cu consum mult mai puțin, pe fiecare stâlp de curent electric am becuri economice. Uh-huh. Domnul primar, vă mulțumesc frumos că ne-ați primit. V-am descusut cât am putut, am vrut să aflăm cât mai multe despre Lazuri, incursiune în cotidian, se apropie de sfârșit. Așa că rămâne ca pe o perioadă mai mult sau mai puțin îndelungată să revenim, să vedem în ce stadiu ne aflăm. Eu sper că anul 2023 voi face din Lazuri, din comuna Lazuri, șantier de lucru. Uh-huh. Din toate. Că de fapt acum la ora asta aproape peste tot lucrăm. Uh-huh. Mai aveți ceva de spus telespectatorilor noștri? Eu ce pot să spun? Eu mulțumesc de fapt locuitorii comunei Lazuri ocazia respectivă să încerc să arăt că ce s-ar putea face în comuna Lazuri sau ce se poate face în comuna Lazuri. Eu încerc să dau maximul ceea ce pot să dau eu ca să reușesc să fac ceea ce au gândit și lăzărenii pentru viitorul lor. Vă mulțumim frumos și vă urăm multe, multe realizări. Ne aflăm în una din cele 4 structuri școlare care le are în arondisment primăria Lazuri și domnul Bereș Elec Antal ne-a povestit, pare foarte rău că n-am surprins acele momente când cu atâta însuflețire îmi spunea despre investiția făcută de aici, despre programele care se fac în toată această structură. Noroc cu Robi, care a avut prezența de spirit să intre prin toată clădirea, și aceasta și cea de vis-a-vis, astfel încât să facă o idee telespectatorilor că despre ce s-a întâmplat aici. Pe dumneavoastră vă rog să ne spuneți cifre. Cât s-a putut munci pentru a se aduce o structură școlară, preșcolară, mai bine zis, la acest nivel? Eu zic că pe vremea respectivă, când am început proiectele, nu a costat așa de mult. Deci, unde era mai înainte, la o clădire de peste 100 de ani, unde am umblat chiar și eu în școală încă. Da, telespectatorii noștri o văd în acest moment cât noi vorbim. Dar eu am ținut tare la suflet să reabilitez grădinița respectivă și să pun la cerințele secolului 21. Și între timp am câștigat și alt proiect de la Ministerul Învățământului și am reușit să construim chiar o grădiniță nouă, unde ne aflăm acum. Aceasta e clădirea nouă. Aceasta e clădirea nouă, făcută pe fondurile de la Ministerul Învățământului. Și pe ambele grădinițe câți copii avem? 64 de copii. În structura școlară Lazuri. Numai. Fondurile cifric, la cât s-au ridicat? Fondurile pentru realizarea celor două grădinițe? Da. Undeva la 2 milioane de lei și grădinița unde ne aflăm acum și 2 milioane de lei și grădinița care am reabilitat. Uh-huh. Deci, practic, acolo s-au ajuns, bine, clădirea vis-a-vis cu noi, GPP-ul, grădinița cu program prelungit. De fapt, noi așa numim aici, în structură școlară, au ajuns aproape la persoana din ce cauză că a oprit inflația deja. Ați spus că are o vechime în clădirea de dincolo de peste 100 de ani. Peste 100 de ani, da. Că dumneavoastră ați fost în acea și părinții mei, am greșit părinții. Acum, revin, și părinții mei, tot acolo au învățat. Și ce alți copii pe vremea aceea, acum adulți,
au trecut prin acea grădiniță și acum Sădmarul îi cunoaște pentru că au ajuns în diverse funcții, în diverse domenii. Sunt inginer, sunt director, sunt conducător de instituție care au ajuns. Eu nu vreau să număr, să nu se supără cineva. Sunt medici, foarte mulți medici și din grădinița. Câteva nume, nu neapărat firme, nu vreau ci să, nume. Eu nu vreau să jignesc pe nimeni, că sunt în viață, pe cineva, mare majoritate, să supără cineva că am lăsat afară din enumerare. Dar eu iar repet ceea ce am spus mai înainte, investind din școală, investesc în viitorul comunei. Și eu, așa concep, poate că greșesc, eu încep de jos și încerc să urc spre sus. Păi cam așa se face orice clădire, pornește de la fundație și se adaugă etaj după etaj până la acoperiș. Nu știu care era, eu de la tot timpul produs ceea ce spun acum, în Lazuri s-au construit și din fericire și bine că s-au făcut, că acum avem mare nevoie de el, s-au construit un corp de clădire pentru un liceu. Liceu care nu mai funcționează, eu am desfințat de acum, eu am fost pentru desfințarea lui. Ce se întâmplă? Învățau copii de peste 14 ani, 15 ani, erau împreună cu copii de vârsta 6 ani, 7 ani. Deci am fost în Comuna Lazuri împreună cu domnul primar și am aflat câteva din taine, poate nu pe toate, poate n-am reușit să cuprindem în 50 de minute tot ceea ce are dânsul de spus, dar vom reveni și vom afla ce s-a făcut din ce și-a propus și ce gânduri noi, ce idei noi au răsărit astfel încât locuitorii Comunei Lazuri să fie fericiți. Audio Jungle.